Astăzi este sâmbătă, 18 august 2012 și mă aflu în municipiul Câmpina, din județul Prahova, la sediul Clubului Sportiv Colombofil Dove Câmpina. Stau de vorbă cu un crescător cu multă experiență, un crescător foarte pasionat. Este vorba despre domnul Bologa Vasile din Cornu. Da. Vă salut, domnul Bologa. Ce faceți? Bună ziua. Bine, ce să fac? Am venit să îmbarc porumbei la Asociația Dove Câmpina. Am revenit la această uniune, de fapt, la vatră, să mă exprim în felul ăsta. Am zburat porumbei în 2008, primul an în care am participat cu porumbei la un concurs. Pe urmă am deviat, m-am mutat la alte asociații pentru că clubul la care participam, cu consiliu, cu ghilimele de rigoare, am decis să ne mutăm la o altă uniune, corect, de exemplu FC Perez. Și în rest ce să, bine, am venit aici, mă simt foarte bine, e nu perfect. Am niciun stres, sunt relaxat, e perfect. Ok. Important e să facem performanță, oriunde mergem. De curând s-a încheiat sezonul de zboruri cu maturii 2012. Da. Și o să vă rog, dacă aveți amabilitatea, să ne spuneți câteva cuvinte despre modul cum s-a încheiat pentru dumneavoastră, dacă sunteți satisfăcut de rezultatele obținute, de zborurile pe care le-ați avut. Ce pot să vă spun? Am zburat la FCPR, unde eu am o părere destul de bună despre această uniune, să mă exprim în felul ăsta. Cert este un singur lucru. Sportul colombofil, pentru unele persoane, deja a ajuns un business. Deci nu se mai pune foarte multe pasiune pentru sportul colombofil. A fost un an pentru mine destul de bun, fără foarte mari reușite. Mă exprim la, în momentul ăsta, când spun fără mari reușite, eu sunt adept al zborurilor de fond maraton. Am participat la două din zborurile de maraton, Bruno, distanță 830 de kilometri, cu doi porumbei, am clasat cu un singur porumbel, ambii porumbei au venit, unul a venit în jurul orei 19 și 30 de minute, locul 112, ceva în genul ăsta, un punctaj de vreo 57 de puncte pe lansare, iar celălalt un porumbel de 2010, care a venit dimineața, nu a mai prins clasamentul. La al doilea zbor de Bruno a fost un eșec pentru mine, cel puțin ca și crescător. Am zburat cu aceiași porumbei. Aici aș putea să spun că am câteva bile negre pentru organizatorii acestui zbor. De ce? Din câte am citit și din câte am studiat, nu foarte mult, dar un zbor cu o lansare întârziată la ora 16, nu știu dacă este un zbor echitabil. Altora le-au venit porumbei bine, mie nu mi-au venit. Acum nu pot să spun că porumbei n-au fost buni, dar pentru mine a fost un zbor destul de nereușit. Mi-a venit un porumbel după 10 zile, urma un zbor de Praga, la care nu am mai participat, deoarece porumbelul nu a fost recuperat și am renunțat, pur și simplu. Nu am renunțat la sportul colombofil, am renunțat la participarea la zborurile de maraton. La demifond am avut o femelă care în 10 zboruri, în 9 zboruri, a clasat toate cele 9 zboruri cu un punctaj de, în 3 zboruri de 15 puncte. La ultimul zbor de tâșnad am clacat, nu eu, și eu, bineînțeles. De ce? S-a pierdut? S-a pierdut femela. Eu mai am o problemă. Situația geografică a crescătorie clubului, crescătorie de unde zbor, este un pic cam nefavorabilă. De ce? Pentru că porumbelul intră în lanțul muntos, există răpitoare și există chiar foarte multe. Deci, marea majoritate a porumbeilor se orientează pe o altă linie, adică evită intrarea în făgașul muntos,
De-aia și colegii columbofili, cei care zboară la cluburile Plopeni, Brebu, Băicoi și așa mai departe, au un atum în plus. Asta nu spun că ei n-au porumbei buni. Au porumbei buni, dar au un noroc. Îi ajută și culoarul puțin, nu? Exact. Iar eu de ce am revenit la vatră, adică la UCPR, nu aș fi revenit dacă UCPR-ul zbura pe aceeași zonă, adică pe Ardeal, pe munte. Dar în momentul în care am auzit de zborul înspre câmpie, adică total diferit de zborul pe munte, am optat pentru acest zbor, pentru că dacă ai porumbei buni și te ocupi de ei, eu cred că se face performanță și chiar iubesc porumbei și nu vreau să le dau o șansă. Adică cam cât timp vă permiteți, domnul Bologa, să alocați pregătirii porumbeilor? Ce pot să vă spun de timpul pe care îl aloc porumbeilor? Eu sunt bucureștean, am o casă de vacanță în comuna Cornu, mai am și alte hobby-uri, vânătoarea. În tot cazul, tot timpul liber pe care îl aloc porumbei. Iubesc foarte mult aceste păsări. De ce? Pentru că mi se par niște păsări extraordinar de inteligente și am o pasiune pur și simplu din copilărie. Părinții, când înainte de a merge la școală, mi-au spus că nu am timp să mă ocup. În fine, am mers la liceu, am mers la facultate și așa mai departe și pot să spun că mă bucur că am revenit. Timp, atât cât vin în weekend, mă ocup de porumbei. Am un îngrijitor care se ocupă de porumbei, le dă de mâncare, mâncarea pe care o pregătesc eu la fiecare sfârșit de săptămână. Ce pot să vă spun? Aloc cât pot eu, din timpul meu liber, la loc. Porumbeii de unde vă provin? Provenția porumbeilor mei. Știu că sunteți un zburător de prepondere de Foș și Maraton, spunea și dumneavoastră. Da, Foș și Maraton. Ce pot să vă spun? Eu am fost un bun prieten și sunt bun prieten cu Cezar Sinca. Îl știu de foarte mult timp. Ce înseamnă pentru mine foarte mult timp? Adică în jur 20 și ceva de ani. Pentru care am un mare respect, comentariile eu nu le fac, părerile sunt împărțite. Cel puțin părerea mea față de această persoană este o părere pozitivă. Să înțeleg că porumbii aveți de la dânsul? Da, o parte din ei, iar restul i-am cumpărat de pe internet, porumbei lor de fond. Cezar avea porumbei de demifond, pe urmă a revenit și a revenit. A optat și el pentru acest zbor fond și maraton, unde chiar a făcut performanță. Chiar a făcut. Și eu îi mulțumesc din suflet pe această cale, pentru că m-a ajutat și ce pot să vă spun? Eu am venit aici să-mi arăt valoarea, dacă o am, dacă nu o am, ori să se vadă rezultatele pe clasament. De la zborurile cu pui din această toamnă, ce așteptări aveți? Ce pot să vă spun? De la pui, eu, de exemplu, vă dau un exemplu. Anul trecut am participat la un derby la Debrecen, distanță 400 de kilometri. Am zburat la Clubul Cameron. Am angajat 4 porumbei, au venit 3. Unul a venit locul 1 pe club, locul 3 pe lansare. Felicitări. Pe toată lansarea. Al doilea porumbel a venit pe locul 60, iar unul mi-a venit dimineață, nu a mai prins clasamentul cu el. Aștept rezultatele ori să vorbească, adică eu schimbând ruta, nu știu ce, vreau să văd porumbeii, cum se comportă, rezultatele. Eu spun în felul următor, ce e negru pe alb este foarte important. Vorbele sunt de... Dar zborurile cu puii de toamna, sunt ele concludente pentru dumneavoastră? Pentru mine, ce pot să vă spun? Porumbeii care am zburat, de exemplu, vă dau un exemplu, anul trecut în toamnă, s-au comportat foarte bine și în anul competițional ca yearling. Da. Deci au venit foarte bine. Pentru mine, eu sunt mulțumit. Adică întotdeauna au venit în primii 50-100 de porumbei. Acum depinde și de numeri, pentru că poate să fie un numeri, ați văzut la primele zboruri, la exact. FCPR erau 15.000 și așa mai departe.
este un zborurile sunt concludente pentru pui, fără discuție, fără discuție. Am înțeles. Și dacă o să organizeze vreo etapă derby, participați? Bineînțeles. Da? Deci acum nu știu exact ce m-am uitat pe planul de zbor al Uniunii de Particip, l-am văzut, l-am studiat, bineînțeles că particip fără discuție. Dacă o să-mi dea voie domnii de la FCPR, eu pot să schimb și rota, adică să zbor un pui chiar la Debrețen, nu-i nicio problemă. Porumbelul trebuie zburat în orice direcție. Deci un porumbel inteligent își arată valoarea. Am mai auzit versiuni de la anumiți crescători că porumbelul trebuie pregătit numai pe... Nu există așa ceva. Porumbelul... Pentru un anumit tip de rută, exact, nu? Nu există. Un porumbel inteligent poate să vină din orice direcție lansată. Domnul Bologa, eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea acordării acestui prim interviu și vă doresc un bun venit în UCPR și mult succes în continuare. Vă mulțumesc din suflet și eu zic să dea Dumnezeu să ne vedem la, să ne vedem la sfârșitul sezonului. Cu zâmbetul pe buze? Bineînțeles, și cu rezultatele pe care o să le avem. Pentru mine este foarte important sfârșitul sezonului și vorba aia bătrânească, toamna se numără boboci. Vă mulțumesc mult încă o dată. Vă doresc toate cele bune și vă aștept să veniți și la Cornu în columbofilia personală, să vedeți cât pot eu să... E o columbofilie întreținută. O să trec negreșit. Vă aștept cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc încă o dată, cu stima. Toate cele bune. Toate cele bune.